Bun găsit tuturor, sunt Amedeo Ene, este vremea reîntâlnirii cu șahul. Vă reamintesc înainte de toate că puteți urmări emisiunea noastră fiecare săptămână, sâmbăta de la 12.30 sau duminica în reluare de la 14.30. Ținând cont că șahiștii ruși sau sovietici înaintea lor au scris pagini importante în istoria sportului minții, astăzi trecem în revistă câteva stiluri de piese de șah spectaculoase din estul Europei. Șahul a fost o preocupare importantă în istoria și cultura rusă încă din evul mediu. În consecință, au existat și foarte multe tipuri de seturi de șah din diverse vremuri și zone. Muzeele din Rusia prezintă adevărate comori pentru pasionații de șah și de istorie. Muzeul Ermitage din Sankt Petersburg găzduiește cea mai mare colecție, ce reflectă arta mai multor culturi și popoare care de-a lungul vremii au făcut parte din Imperiul Țarist și mai târziu din cel sovietic. Vedeta este un set de șah sculptat în fildeș de mamut descoperit într-un sat din nordul Rusiei. Un alt design interesant din Rusia este cel în care piesele înfățișează cai, țari și soldați, lemn de arțar sculptat, sau cel al cărui piese reprezintă nebunii ca elefanți și turnurile ca vapoare, cu origine probabilă într-o veche fabrică din Bishkek, capitala statului Kârgâzstan. Iată-ne din nou în studio, urmează datele problemei la care vă invităm să meditați și săptămâna aceasta. Astăzi vă propunem spre rezolvare o problemă cu o așezare simetrică a pieselor, o problemă compusă în 1915. Albul joacă cu rege în E2, damă E5 și cal în E3, negrul cu rege la E8, turn B8, turn H8, nebun E7 și pioni în B6, D7, F7 și H6. Enunțul problemei este albul mută și dă mat în două mutări. Așteptăm să ne trimiteți soluția problemei ca de obicei pe adresa shaharondrealitatea.net. Soluția acestei probleme va fi prezentată în emisiunea următoare. Dacă tot am vorbit despre ruși, parte importantă din istoria șahului, iată că dinspre ei vin informații despre noi performanțe în șah. Marele maestru Serghei Kariakin este primul rus după aproape 10 ani care va lupta pentru titlul suprem la șah. Săptămâna trecută, Kariakin l-a învins pe americanul Fabiano Caruana. Rusul, în vârstă de 26 de ani, îl va întâlni pe actualul campion mondial, Magnus Carlsen, în luna noiembrie a acestui an, la New York. Iată în aceste imagini pe cei doi în timp ce joacă în campionatul de șah Blitz din 2015. Vă arătam săptămâna trecută un set de piese de șah de voiaj fabricat în România. Și printre seturile populare în Rusia există un model de fabricație românească, de fapt realizat la Cernăuți, în regiunea Bucovina, aflată acum în vestul Ucrainei. Un set de șah interesant este modelul făurit într-o fabrică din Cernăuți. Se producea în masă într-o fabrică de jocuri în perioada anilor 70-80. Tot în masă s-au produs și alte modele, unele imitând piese vechi, altele texturi nobile ca marmura. Doar că seturile de șah erau de fapt din plastic. Sportul minții a devenit tot mai popular în Rusia, iar piesele de șah din plastic au devenit iconice pentru tot estul Europei. Totuși, printre cele mai spectaculoase piese rusești sunt cele ce imită păpușa simbol matrioșca. În mod clasic, matrioșca era o păpușă viu colorată, confecționată fiecare dintr-o singură bucată de lemn de esență moale și goală pe dinăuntru, ca să poată intra una în alta toate păpușile unui set. Primele matrioșe au fost făcute în urmă cu mai bine de 100 de ani într-o localitate de lângă Moscova. Deși a fost gândit pentru a fi o jucărie, setul de păpuși, foarte scump inițial, a devenit treptat un element de decor nelipsit din casele rușilor ca simbol al maternității, fertilității, al bogăției și al vieții eterne. Urmăriți în continuare explicația colegei mele, Delia Duca, pentru problema propusă săptămâna trecută. Apoi veți putea vedea un studiu spectaculos cu explicații pe măsură. Astăzi vom vorbi despre tema autolegării. Piesele situate pe traiectoria unei piese de culoare opusă, de exemplu, în acest caz, dacă turnul, calul, alb sau celălalt cal alb ar ajunge pe câmpul D4, ele s-ar autobloca, deoarece nebunul negru se află pe diagonală cu regele alb,
Iar în cazul care, în care turnul ar captura pionul din D4, el ar fi legat, nu ar putea să mute la următoarea mutare. De aceea, în această problemă de mat în două mutări propusă data trecută spre rezolvare, pentru un dezlegător mai cu experiență ar fi ușor de observat că aici se duce întreaga luptă pe câmpul D4, unde albul cel mai probabil, cu mutarea de cheie, își va autolega una dintre cele trei piese. Dar întrebarea este care dintre cele trei piese? Dacă am încercat să capturăm pionul cu turnul, vorbisem în edițiile trecute de faptul că prima mutare în general este o mutare liniștită la problemele de mat în două mutări, nu dă șah și nici nu capturează vreo piesă, dar capturarea unui pion este de obicei acceptată, în special în cazurile în care are loc această legare a unui turn. Practic ai capturat un pion, dar ți-ai legat turnul, ceea ce într-o parte de șah practic nu ai face, nu ți-ai da un turn de 5 puncte pe un pion de un singur punct. Dacă nebunul capturează turnul, avem damă ia la D4. Deci, după turn D4, amenințarea noastră ar fi damă E3 mat, dacă negru nu ar face nicio mutare, iar de asemenea ar merge și damă E4 mat, ceea ce deja ne face să ne gândim că probabil nu este soluția corectă. O soluție corectă trebuie să aibă o singură amenințare pentru a fi considerată frumoasă din punct de vedere compozistic. Deci după turn D4 amenințăm atât damă E3 cât și damă E4 mat. Cum spuneam, la nebunia la D4 cu șah urmează damă ia la D4 mat. Deci pentru această variantă am avea mat în două mutări, dar negrul are și alte apărări. De exemplu, ar putea să apere câmpul E4, ca la un eventual șah să joace cal E4, cu calul în C5. Nu mai avem damă E3 mat, pentru că ar juca mutarea cal E4 și nici damă E4 mat, evident. Dar, în acest caz, calul negru s-a situat pe diagonala nebunului propriu și astfel a deslegat turnul alb. Turnul alb este acum liber să joace și poate să dea mat pe D5, deși pentru această variantă există mat. Dar negrul are o a treia posibilitate de apărare, cu calul în F6, cu care de asemenea controlează câmpul E4. La mutarea cal F6 nu avem mutare de mat, chiar dacă turnul din H6 este acum blocat de cal, totuși nu putem să ne folosim de această slăbiciune a negrului, nu putem să jucăm turn E6 cu mat, tocmai pentru că avem calul acolo, de aceea ne gândim să jucăm din cal prima mutare. Calul din E să ia la pionul din D4 cu aceeași amenințare, damă E3 mat. Și de această dată, dacă nebunul ar captura calul cu șah, ar urma damă ia la D4 mat, ca și în varianta de dinainte. De asemenea, la mutarea cal C5, negrul a deblocat, situându-se cu calul pe diagonala nebunului propriu, calul alb de această dată, care poate să joace în F3 cu mat. Dar negrul are totuși o apărare, poate să joace turn D6, tocmai pentru că am plecat cu calul din E6 și a putut să ajungă pe câmpul D6, iar acum nu mai avem matul din amenințare, damă E3 mat, pentru că regele ar putea să fugă pe D5, unde este acum un câmp de refugiu pentru el. Așadar, nici mutarea cal din E în D4 nu este soluția problemei, pentru că negrul are mutarea turn D6. Ceea ce înseamnă că cel mai probabil soluția va fi cal din F în D4. În acest caz avem mat la nebunia la D4, același mat, damă ia la D4 cu mat, pe care l-am văzut și în variantele anterioare. La mutarea cal C5 nu mai putem să jucăm cal în F3 ca în varianta de dinainte, pentru că turnul ar putea să captureze acum calul din F3, dar avem mutarea cal C6 de această dată, pentru că turnul din H6 nu mai are linia liberă, avem calul în E6 care blochează traiectoria turnului. Așadar, avem mat și pentru mutarea cal C5. Avem mat de această dată și pentru cal F6. Calul a blocat linia turnului și putem să jucăm damă F5 mat.
iar turnul nu mai poate să ajungă în D6 ca în varianta a doua, de aceea negru nu are nicio altă posibilitate de apărare și putem să concluzionăm că, într-adevăr, soluția a fost calul din F în D4. Această situație în care trei piese ale albului pot să joace pe un singur câmp este des întâlnită în problemele de mat în două mutări, tocmai pentru că dă un grad de dificultate mai mare problemei pentru a fi rezolvată. Am văzut în problema precedentă o situație în care albul, prin mutarea de cheie, și-a autolegat una dintre piesele sale. A doua variantă, posibilitate de autolegare regăsită des în probleme, este situația în care negrul, de exemplu, are deja două piese situate pe diagonala unei piese de culoare opusă, de exemplu, acest nebun este situat pe diagonală cu regele. Deci există o semilegare, cum este ea numită, dacă albul l-ar forța cumva pe negru să mute turnul, ar urma ca acest cal să fie legat. El nu mai poate să joace pentru că regele negru ar rămâne în șah. De asemenea, dacă l-am forțat să mute din cal, turnul ar fi de această dată legat. Așadar, rezolvarea acestei probleme de mat în două mutări începe prin a ne uita pe ce câmpuri poate regele negru să joace. De exemplu, câmpul C6 este blocat de propriul turn, câmpul D6 este controlat de calul din E8, câmpul E6 de calul din D4, câmpul E5 de nebunul din G7, acest câmp E4 de pionul din F3, în D4 calul este apărat de damă, la fel și câmpul C4 este controlat de damă, deci singurul câmp disponibil pentru regele negru ar fi câmpul C5. Primul lucru, ne uităm dacă am avea mat la această mutare a negrului. Și observăm că da, la mutarea rege C5 am avea damă B5 cu mat, pentru că avem calul apărat în continuare de nebun. Nu este necesar să fie apărat și de damă. Dar, din nou, observăm că acest cal, fiind lângă rege, apără câmpul E6, dar dacă și-ar schimba poziția, și aceasta este o temă des întâlnită, dacă ar muta, aceasta este cheia problemei, cal E6, controlează tocmai câmpul C5 pe care regele negru putea să joace înainte, deci i-a luat acest câmp de refugiu, dar i-a dat un altul în schimb, și anume câmpul E6. Regele poate acum să captureze calul din E6. Așadar, mutarea de cheie nu a fost una care să restrângă libertatea de mișcare a negrului, este în continuare o cheie frumoasă și are amenințarea damă E4 mat. Dacă regele capturează acel cal, nici măcar nu este considerat o variantă a problemei, pentru că avem în continuare același mat cu dama, matul din amenințare. Dacă joacă turn ea la E6, observăm că și-a autoblocat câmpul E6 și putem să jucăm matul pe care îl văzusem în poziția inițială, damă B5 mat. Iar dacă joacă mutarea turn C4, cu același scop de a controla câmpul E4, dama nu mai are acum acces pe câmpul E4, vedem că turnul și-a legat implicit calul, în acest moment calul nu mai poate să joace pentru că regele negru ar rămâne în șah și putem să ne folosim de acest fapt și să jucăm damă ea la D7 și este mat tocmai pentru că negrul nu mai are mutarea cal D6 pentru a mai amâna matul. Negrul mai poate să se apere de matul din amenințare damă E4 jucând, de exemplu, din cal la mutarea cal D6, vedem cum și-a legat indirect turnul din C6 și acum putem să jucăm pe C7 cu calul din E8, apără și calul din E6 și este mat tocmai pentru că turnul nu poate să captureze calul din C7, iar la mutarea cal C5, care apără de asemenea câmpul E4, mutăm din celălalt cal, calul de pe linia A6-a, pe C7 și este mat, tocmai pentru că turnul nu poate să captureze acel cal. Iar dacă negrul ar captura calul cu pionul
și-a autoblocat câmpul E6 și jucăm damă D4, care este apărată de nebunul din G7 și este mat. În această a doua problemă, în care am văzut cum turnul și calul s-au autolegat reciproc prin variantele de apărare ale negrului. Dragi prieteni, emisiunea noastră se oprește astăzi aici, dar vă aștept și data viitoare cu alte povești interesante sau portrete de campioni și probleme explicate. Așteptăm comentariile dumneavoastră pe e-mail sau pe Facebook. Și nu uitați de întâlnirea noastră cu șahul, cu strategiile în alb și negru. Vă aștept!